Catena susține obiceiurile, tradițiile și cântecele românilor. Farmacia inimii, Catena. Domnilor și domnilor, Orchestra Rapsodia Bihoreană, dirijor Liviu Buțiu, mulțumim foarte mult pentru deschiderea părții a doua și vă rog să-mi permiteți să mulțumesc Consiliului Județean Bihor prin Centrul de Cultură al Județului Bihor și mulțumiri speciale Casei de Ajutor Reciproc a pensionarilor din Oradea, domnului președinte Radu Onchiș pentru sprijinul acordat. Mulțumim foarte mult! Suntem din nou la Vedeta Populară. În proba a doua, concurenții vor susține un duet alături de un artist consacrat, profesorul de canto sau un prieten drag. Fiecare a ales în așa fel încât să fie pus în valoare pe scenă și să aibă cât mai multe șanse de a câștiga.
Cristina știe cât de importantă este proba a doua în ochii juraților. Este o ultimă șansă de a demonstra că are stofă de vedetă pe scenă. De aceea a hotărât să cânte alături de o interpretă cu care rezonează din toate punctele de vedere. Doamnelor și domnilor, la Vedeta Populară cântă împreună Cristina Farcaș și Maria Butilă. Seara. Bine ai venit, Maria! Bună seara! Crezi că are șanse să devină o vedetă populară? Cu siguranță! De ce? O cunosc de mică. Activitatea ei este foarte frumoasă. Mă bucur că a reușit să-și definitiveze studiile, așa că este și școlită un pic și atunci am mare, mare, mare încredere în ea. Îți mulțumim tare mult pentru că ai fost alături. Eu vă mulțumesc, cu drag, sănătate mulțumim și mult succes. Și mă bucur că ne-am văzut. Te pupăm! Mulțumesc! Te pupăm, cele bune! Să auzim ce spune juriul. Bogdan, te rog. Cristina, mi-a plăcut extraordinar de mult momentul. Mă bucur că ai ales. Ăsta e un ciardaș, nu? Ciardaș, ăsta sună ca o porție de mâncare. Aș vrea o porție de fasole. Cu ciardaș sau fără?
Mă bucur foarte mult că ai ales un Cearda și aș vrea toată viața ta să fii mândră de faptul că vii dintr-o zonă multiculturală, multietnică. Mi-a plăcut foarte mult cum vi s-au potrivit vocile. Mie mi se pare că e foarte, foarte ok drumul pe care ai luat-o și dă-i bătaie că e super tare. Vă mulțumesc din suflet. Bravo. Mulțumim, Niculina. Să ajungem la domnul Uleșe și vorbim după aia. Dă-i. Aveam emoții. Mă gândeam și mi-ai rămas în minte cu baticul acela negru înfășurat și cu căpșorul acela perfect. Și mă gândeam, Doamne, ce o să facă la proba a doua? Ce se va întâmpla cu ea? Cât va fi de energică și cât va reuși să transmită de la starea aceea de melancolie și și tragic așa la ce o să se întâmple acum? Pentru că trebuia să fie diferit și a fost diferit. Din punctul meu de vedere, ești un câștig nu numai pentru această seară, ci pentru noi în general ca nație. Te felicit din tot sufletul pentru tot ceea ce faci și pentru drumul pe care tu l-ai parcurs până acum și orientările pe care le ai de acum înainte. Vă mulțumesc! Mulțumim! Grigore Leșe, vă rog! Dom'le, ce e un Cearda-ș? E un joc maghiar. Joc maghiar? Păi, domnule, pe un Cearda-ș de ăsta joacă și țiganii, romii, joacă și românii. Și când au fost la cercetările UNESCO pentru jocul bărbătesc din Transilvania, ungurii ziceau că jocul bărbătesc e al lor. Și când s-a dat verdictul la UNESCO, jocul bărbătesc este de români. Asta, după mie, dacă îmi spui, melodia asta nu se găsește nicăieri. Aici avem nevoie de linii melodice dificile care să se asigure competența în concurs. Ai înțeles ce ți-am spus? Așa, iar pentru asta cu cântecele te duci la pagina 400, unde este foarte bine explicat și explică Emilia Comișel. Deci nu uita pagina 400, cântecele și melodiile de joc. Ia Luca, ai, ai, ai. Ai. Carte. Carte. Și apoi cingărica. Dumnezeu ți ajute. Mulțumim, Elize Stan, vă rog. Pleacă, Dani, pleacă. Aia e. Ca să nu să avem și noi activitate aici. Dacă la prima probă n-am putut să ne dăm seama de calitățile tale vocale, ai făcut bine, iată că la proba a doua ți-ai ales un cântec care chiar ți-a pus în valoare glasul. Auzi, jucăm un Cearda-ș. Ai cântat foarte bine împreună cu Maria, ați format o simbioză perfectă. A fost un moment frumos, bravo. Vă mulțumesc. Mulțumim. Cornelia, te rog. Dă-i, rotește. Dă-i, 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 fugi. Ai. Mi-ești tare, dragă Cristina. Îmi place mult, mult de tot. Și pentru acest moment ai ales foarte bine, pentru că în județul Mureș, Maria Butilă este vocea. Ai ales o piesă din repertoriul Mariei Butilă, din nou piesele ei sunt foarte grele și te-ai descurcat foarte bine și ați fost minunate. Te felicit! Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Succes! La proba a treia! Doamne ajută! Ne vedem mai târziu! Crezi că a pupat-o? Trebuie să întrebăm la operator. Dani, a pupat-o? Da. A zis sigur. Da. Nimic să trebuiască. Măi, noi am vorbit despre Cearda-ș foarte mult aici, cât noi acolo am rămas. Am și servit 3 Cearda-șuri. Bun, bun. Aș fi preferat un pic mai mult piper, dacă era. Măi, Cearda-șul poate să fie mai multe lucruri, din punctul meu de vedere. Poate să fie un fel de mâncare. Nu, la cum sună, nu? La fasolea asta vă pun niște Cearda-ș. Deci la noi... În Târgu Mureș există un local care chiar se numește Loții Cearda-ș. Loții Cearda-ș. No, vedeți că am avut deci... Și ai vreo băutură specială pentru asta? Adică un Cearda-ș special? Da, o țuică. Un jinars. Un jinars Cearda-ș. Sunteți foarte frumoși împreună, da, să vă dea Dumnezeu sănătate, mulțumesc și aveți grijă de voi. Sănătate. Diana vrea să demonstreze că moldovenii nu sunt doar talentați, ci și cu mult umor. Și a ales o parteneră de scenă care îi apreciază vocea, stilul, dar și repertoriul. Vor cânta în duet Diana Vinca și Maria Murgoci.
mașini. Așa-i, bre! Așa-i, așa-i! Gardă-i bun cu scândurii late și drăguțul de departe. Dacă vrei de el să ai aparte, lume, lume, draga mea. Și gardă-i bun cu scândurii late! Și drăguțul de departe! Așa-i, bre! Așa-i, așa-i! Lasă, vadă, nici nu-i pas, vorbi răle, poasă-mi iasă. M-a făcut mama frumoasă, lume, lume, draga mea. Și lasă, vadă, nici nu-mi pasă! M-a făcut mama frumoasă! Bună seara, doamna Burgoci, bine ați revenit la noi aici bună la TV. Bună seara, bună seara tuturor. Sunt onorată să fiu prezentă, iată, aici alături de oameni dragi, de oameni frumoși la chip și la suflet. Și alături de Diana, despre care ce ne spuneți? Și alături de Diana, hai, care este o tânără îndrăgostită de cântecul popular, o tânără care iubește costumul tradițional, o tânără care vrea să meargă cu mult drag pe drumul acesta al cântecului nostru tradițional. Vă mulțumim tare mult pentru că i-ați fost alături în această seară și mă bucur că ne-am revăzut. Și eu vă mulțumesc. Succes! Toate cele Doamne bune! Doamne ajută! Mulțumim mult de tot! Să auzim, draga noastră, ce spune juriul. Elize Stan, vă rog. Pot să spun, Diana, că te-ai descurcat de minune. Ai reușit să cânți împreună cu doamna Maria Murgoci acest cântec satiric extraordinar de bine. Ai degajat o energie fantastică și ai fost acolo, în poveste. Bravo! Mulțumesc! Mulțumim, Bogdan! Tu ai ales acest cântec? Da, sunt foarte hotărâtă. Eu am ales, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Și nu am vrut alt cântec, doar pe acesta. Bine. Putem să cântăm și pop-rock. Putem să cântăm și jazz, blues, funk, disco, dubstep, drum and bass. Dar consider totuși că este bine încă din tinerețe să ne aplecăm asupra unor forme muzicale mai puțin clișeice. Aș vrea să înțelegi foarte bine la ce mă refer. Clișeul e o chestiune care mă adoarme și mă face să mut canalul. A fost bine, dar nu știu ce să spun altceva. Mulțumesc, chiar mulțumim. E de folos acest lucru. Mulțumim, Niculina. M-ai bulversat, mai Bogdane. Aveam și o idee în care mi-ai făcut. Ah! Deci nu-mi vine să cred că mi-ai putut scuze, face așa ceva. Îmi cer scuze, nu, n-am intenționat așa ceva. Mine jet, beget, să mă bulversez. Nu făcui nimic greu. Nu făcuși. Nu. Ba făcuși, că uite, nu, îmi pierdui ideile. Că vreau să-i spun fetii, vreau să-i, Doamne, ce... Poți să mai stau un pic să mă gândesc? Bine, te rog. Doamne, că uitai ce vreau să-i... Era important. Bun, și te las. Nici minciună nu era. Te las și revin. Grigoreleșe, vă rog. Revenim la vechea discuție. De ce sunt în zona cântecelor de joc? Melodia aceasta, dacă ne ducem, să spunem, în zona Moldovei, găsim N variante. Și atunci noi trebuie să știm toate variantele și ce alegem să fie foarte bine și să creeze emoție. Doamne ajută! Mulțumim! Niculina? Da. Emisia ta vocală este un pic nazală, din simplu motiv că
nu deschizi gurița cum trebuie și nu cânți zâmbind. Eu mă aduc aminte de mama mea când făcea exerciții cu mine și îmi spunea, dacă tu cânți așa cam cum te-ar bate unul, mai bine nu cânți. Este foarte important să lucrezi cu tine, să dezvolți această bază pe care o ai. Felicitări! Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Iuliana, vreau să-i spun ceva. Vă rog! Când tu simți că ești nazal, trebuie să cânti tare. Și dacă cânti tare, dispare. Spune unul mâncat. Eu mențin propunerea să consulți totuși un medic orelist. Ai nevoie. Bun. Succes! Mulțumesc mult! La proba a treia. Mulțumesc Doamne și ajută. Pentru sfaturi și pentru tot. Doamne ajută! Ești așa dulce. Adina și-a făcut curaj să vină la Vedeta Populară, încurajată de profesoara ei de canto. Aceeași care îi va fi alături pe scenă în proba de duet. Doamnelor și domnilor, Adina Lezeu și Antonela Ferche Buțiu. Bună seara, Antonela! Bine ai revenit la noi! Bună seara, bine v-am regăsit! De data aceasta, alături de altă elevă de-a ta, despre care ce ne spui? Am deplină încredere în ea, în potențialul ei. Am insistat foarte mult să meargă la preselecțiile pentru Vedeta Populară, pentru că ea are nevoie de încurajare. A debutat în seara aceasta pentru prima dată pe scenă, a urcat. Pentru prima dată în viața ei a cântat cu orchestră. Fantastic! Ce frumos! Da, foarte. În sufletul ei sunt convinsă că emoțiile sunt colosale. Eu sper să treacă peste aceste emoții colosale și să dovedească onoratului juriu că își merită acolo drumul spre semifinale. Doamne ajută! Mulțumim foarte mult, Antonela! Mulțumim! Mulțumim, mulțumim că ai fost alături! Să auzim ce spune juriul. Așadar, Grigore Leșe, vă rog. A fost un moment minunat, curat românesc, cu cadențe la locul lor, cu ritmurile la locul lor, cum trebuie să fie. Îmbrăcate după melodie, a fost minunat. E primul moment
pe care îl apreciez la superlativ. Vă mulțumesc. Mulțumim, mulțumim. Păcat că nu aveți gol de bas. Să uitați un mare abubaz. Elize Stan, vă rog. Ai cântat foarte bine, Adina, și s-a văzut că ai prins curaj din momentul în care doamna profesoară te-a luat de mânuță. Ai înflorit și ai cântat mult, mult mai degajat decât la prima probă. Bravo! Mulțumim! Niculina? Da, frumos. E adevărat, a cuprins-o așa și cu privirea și cu prezența ei și așa ca și când ar fi vrut să o bage într-un glob de sticlă și să oferească de tot ce ar fi putut să-i se întâmple rău, ca să-i fie bine. Și asta este încă o șansă pentru noi, că mine pe mine ajungem la pensie și eu vreau să mă uit în jur și să văd frumusețe. Beau o cafea, mă uit la televizor peste vreo 50 de ani, că până atunci nu mă las, la vedeta populară, văd pe altcineva în juriu și eu de acasă zic, a, dacă eram eu, cum ziceam. Așa. Dar nu mai sunt. Așa și voi. Să aveți grijă de voi și de ce vă înconjoară, pentru că ne punem nădejdea în generațiile care vin. Felicitări! Vă mulțumim, Cornelia! Of, Adina, ești atât de dulce și de dragă de nu se poate. Opa. Așa e? Opa, nu, ești chiar așa acum. Dă-mă în partea aia la altă, că și ea lumea în cap acasă. E minunat ce face Antonella, o felicit pentru asta, o felicit că te-a încurajat și să știi că pentru mine a cântărit foarte mult faptul că am auzit că tu astăzi ai cântat pentru prima oară. Da. Acompaniată de orchestră. Este a fost debutul ei absolut la un concurs. Da, așa este. Deci ești o fericită, îți dai seama să debutezi la vedeta populară. Îmi doresc să mai aud de tine. Vă mulțumesc. Să perseverezi. Mulțumim. Bogdan? Spune-mi, te rog, a fost inițiativa ta să vedem și o higheghe cu Tolcer sau a fost inițiativa domnului dirijor? A fost inițiativa domnului dirijor, deoarece eu am prea puțină experiență să pot să vin cu anumite sfaturi, să zic așa. Ce e Tolcerul? E Tolcerul. Ah, că sună boală. Și am făcut la stomac Tolcer. La rinic se face. La rinic se face Tolcerul. Bun, bun. E bine, oricum, ai fi putut să faci această sugestie și ar fi fost foarte bine. Eu mă bucur când aud o bihoreancă tânără cântând pe dedesubtul acestui veritabil simbol sonor și inclusiv vizual al părții din care vii. Și eu aștept proba a treia, pentru că e destul de clar că numai în aia mai stăm, pentru că am văzut niște concurenți foarte, foarte bune astăzi. Mulțumim, draga noastră! Succes la proba a treia! Vă mulțumesc! Nu, simte că vine! Păi da, nu știu ce vom face. Ne dăm cu capul de pereți. This night! Oh. Ne dăm cu capul de pereți în seara asta. Hei! Bravo! Felicitări! Da. Vezi, da. E și seamănă. E cu mintea acasă. Și am fost frați într-o altă viață. E cu minte acasă? Da, e foarte cu minte. Face mâncare? Nu, nici chiar așa cu minte. Dar curat face? Da, mă ajută. Fugezi de acasă? Adică mai pleacă așa? Nu, mai pleacă, da, cu prietenii. Nu, că eu îl sun acasă când trebuie să vină. Îl sun că trebuie să vină. Foarte bine, baftă. Băi, am văzut că imiți, că imiți. Pe ce? Că... Băi! Papa. Baftă, baftă. M-ai înțeles, da? Da, da, da. Visul lui Alexandru de a fi un lăutar adevărat este pe cale să se împlinească în această seară. În proba de duet va împărți scena cu un oltean a cărui muzică o asculta chiar de mic la petreceri. Doamnelor și domnilor, Alexandru Drăghici și Constantin Lătărețu! Mă duc să-i încânt, să ară și să pun tripoi. De jucai lângă stejare, plumbul cu doi boi. De jucai lângă stejare, plumbul cu doi boi. Lăsa-i boi să mai pască lângă doi tufani. Băui vinul din plască, vin de drăgășani. Și băui vinul din plască, vin de drăgășani.
și băui vinul din ploscă ca din cadă mâia. Și băui vinul din ploscă ca din cadă mâia. Mă apucă neică deodată dorul de măria. Mă apucă neică deodată dorul de măria. Mă apucă-i fuga să-i scriu să știe și ea. Că băui vinul din ploscă cu gândul la ea. Că băui vinul din ploscă cu gândul la ea. Bravo! Foarte frumos! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Mi-era tare dor să ne revedem. Surăt mâna, bine v-am găsit! Bine ai venit! De această dată alături de Alexandru. Îți place Alexandru? Da, pentru că în primul rând am părtășit și văd cu multă dragoste un instrument care e din ce în ce mai iubit și mai prețuit de tineri în ziua de astăzi și pentru că este foarte îndrăzneț și încearcă să intre într-o lume care ușor, ușor este marginalizată. Dar eu îi doresc din suflet succes și să-i dea Dumnezeu înțelepciune să ia ce e mai frumos din această meserie. Mulțumim tare mult pentru că ai fost alături. Mulțumim tot mult! Mulțumim și succes în toate! Doamne ajută! Doamne ajută! Sănătate multă! Hai să vedem ce spune juriul. Elize Stan, vă rog! Mi-a plăcut mult de tot și te felicit că l-ai ales pe Costi Călătărețu. Nu cred că ar fi fost pentru tine o alegere mai bună. Vocile voastre s-au completat, s-au armonizat, s-au înmănunchiat într-un tot unitar absolut formidabil. Bravo! Vă mulțumesc! Grigore Leșe, vă rog! Totul a fost ok, a fost și inovație, și improvizație. Ai apărut cu Cobza, nu te-ai lăsat de ea. Bravo, a fost bine! Vă mulțumesc! Mulțumim, Bogdan! Eu n-am crezut că veți cânta cu orchestra. Eu când am intrat, v-am auzit repetând, tu ținând sârbulița aia cu Cobza un pic împiedicată și pe Dodul Lătărețu cu vioara. Mie așa mi-ar fi plăcut. Dar în rest, ce să spun? Cântecul, tu l-ai ales. Da. Tu l-ai ales. Tu ai vrut ăsta cu... De ce ai ales cântecul ăsta cu Mădusei în câmp să ar și să pui trifoi? Bine, în primul rând trebuie să fiu cinstit. L-am ascultat la o grămadă de beții, ar fi fost culmea să... A, deci ți-a plăcut ție foarte mult. Bun. Dar nu e doar asta. Evocă așa aerul satului unde am petrecut o parte din copilărie, care e un sat de câmpie, cam din Vlașca, care are, evident, caracter agrar. La ce copiliță mârșăneancă cu ochi de balauroaică mi-ai cântat la prima parte, mă așteptam să-mi alegi un cântec ritual, dur, al miresei, al ginerelui, al bradului, să fi cântat ceva din partea asta. Dar momentul a fost frumos, îl ador pe Dodul Lătărețu, mă bucur că l-am revăzut și vă ședea bine împreună cu Cobză Vioară, ador. Mulțumim, Nicurina, te rog. Tu ești genul de intelectual care vine și prezintă lumii actuale în care trăim ceva ce ne aparține. Te felicit pentru felul în care ai cântat cu orchestra. Părea cumva că, da, mă încadrez în regulile voastre, dar ce am eu de transmis, voi transmite, indiferent că voi sunteți aici organizați. Mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult. Vă mulțumesc. Mulțumim. Cornelia, te rog. Mie îmi place foarte tare preocuparea asta ta de a scoate cei vechi la lumină. Faci atmosferă extraordinară, dar ești și foarte bazat pe ceea ce faci. E mai rar și pentru asta eu te felicit. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult, Alexandru, succes pentru proba a treia. Doamne ajută, cu încredere. Mulțumim frumos. Așa cum a arătat spectacolul, această etapă a doua, șansele par a fi destul de mari de avansare. Când Nicolina Stoican a spus că tu ești genul de intelectual, colegii și prietenii tăi, între ghilimele, că nu știu dacă sunt, urmează să-mi spui tu dacă sunt sau nu, au râs la cuvântul intelectual. Nu, legat nu de sunt tine. Intelectual. Deci, de-aia râdeați voi. Eu am râs la intelectual, dar eu nici nu știu ce înseamnă. Tu de-aia ai râs. Da. Tu ai zis că l-a făcut să în cine știe... exclus din ce știu, am înțeles cum l-ai jurat. Ai zis că l-a jignit, da, iute, al nostru capradu, nu? Mai mult de trei silabi și mă pierd. Tu de unde ești? De unde ești? Din Bârlad. Din Bârlad. Că am simțit accentul că și eu ținesc ceala. Și tu de unde ești? Ce țuică e în zona voastră acolo? Da, și țuica, e aceeași chestie că cu petrecerea trebuie să știi să o bei, eu nu...
Noi, nu cred. Nu, voi de acolo nu știți să o vei? Hai, hai, că nu a zis. Deja e minciună multă, deja e... Ai început să joci tot acum. Pa, la revedere. Ne vedem. La revedere. Numai bine. Concurenții mai au de trecut printr-o singură probă. Unii spun că e vorba de noroc, alții de experiență. Important este un singur lucru. Fără ureche muzicală, nu poți face o carieră în acest domeniu. Să invităm împreună pe concurenții în scenă. Dragii mei, vă reamintesc că, conform regulamentului, proba a treia presupune ca fiecare jurat artist să vă prezinte o bucățică muzicală pe care dumneavoastră să o redați întocmai. Aveți dreptul la o singură repetiție. Vă doresc succes și vă invit să extrageți un bilet din acest bol. Te rog! Eu îl respect foarte mult pe domnul Grigore Leșe, dar la comentariile pe care le-a făcut vis-a-vis de momentele mele, cumva așa mi-ar fi frică să-mi pice un cântec interpretat de dânsul. Nu mi-este teamă de proba a treia, pentru că nu pot fugi de ea. Nu avem de ales, există și proba a treia. Eu cred că fiecare jurat mă poate pune în dificultate și totul ține de mine, de cât de bine îmi gestionez emoțiile și cât de bine reușesc să mă concentrez. Pregătirea bună ar trebui să te ajute să ai soluții într-o situație de criză. Teoretic, nu-ți vedem realitatea din teren. Începem cu Cristina. Să vedem ce scrie pe biletul tău. Bogdan Mihai Simion. Mi-a amintit Grigore de un cântecel și o să-ți și cânt o bucățică din el. Da, pe unde trece dorul, mă? Pe unde trece dorul, mă? Și nu pot ceara cu plugul, mă? Te mai poate să repetați o dată, vă rog? Sigur că da. Da, pe unde trece dorul, mă? Pe unde trece dorul, mă? Și nu pot ceara cu plugul, mă? Da, pe unde trece dorul, mă? Pe unde trece dorul, mă? La 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 la. Bun, mulțumim, a fost proba a treia pentru Cristina. Mergem mai departe, pentru Diana. Grigore Leșe. Știți, aici când aveam public, era reacția aceea. Și acum mă uit pe metode, ce să-i dau? Păi nu, până atunci, nu, dumneavoastră căutați și noi cu juriu și cu orchestra. 2, 3 și... Da. Adică eu eram bau-bau. Da. Bine, o melodie simplă. Vă rog. Pe ce vale valicică, puiule, este o mândră frumușică, puiule. Mai puteți repeta o dată? Cum să nu? Și acum o să cânt și mai frumos, că îmi place melodia. Da. Să-mi placă și mie, nu să vă încurc. Pe ce vale valicică, puiule, este o mândră frumușică, puiule. La 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 la. Mai știu. Păi. A fost proba a treia pentru Diana. Mergem mai departe. Adina, Bogdan Mihai Simion. Tot eu. Wow.
Da, frunzuliță, foaie n-albă, ce-i cu tine, mândră dragă? Hai, nu mai ești cum erai, fată, și te văd tot supărată. Vă rog să mai repetați o dată. Sigur că da. Păi, frunzuliță, foaie n-albă, ce-i cu tine, mândră dragă? Hai, nu mai ești cum erai, fată, și te văd tot supărată. Păi, frunzuliță, la 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 la. Bun, a fost proba a treia pentru Adina. Și mergem mai departe la Alexandru. Ce scrie pe biletul tău, te rog? Grigore Leșe. Băi, Alexandru. Așa, așa. Bun? Să auzim, liniște, vă rog. Să scând ceva în stil tradițional, sunt obligat. Și când îmi vine dor de ducă, și când îmi vine dor de ducă, da pe măr pe deal ca și pe luncă. Hai mără pe deală ca și pe luncă. Și când îmi vine dor de ducă, și când îmi vine dor de ducă, da măr pe deal ca și pe luncă, da măr pe deal ca și pe luncă. Mulțumim, a fost proba a treia pentru Alexandru. Din acest moment, concursul se termină. Vă doresc succes și să câștige cel mai bun. Juriul e invitat să delibereze. Îmi doresc foarte mult să câștig această ediție. N-aș ști unde să mă clasez și nu vreau să-mi fac nici speranțe, dar nici nu vreau să mă gândesc că nu trec și că e categoric răspunsul acesta, că nu o să merg mai departe. Sincer, chiar mi-ar plăcea să nu fiu prima care pleacă, însă totodată aș fi mândră că am ajuns până aici. Pentru mine chiar este o mare reușită. Băi, noi suntem aici la proba a treia. Ce notă dăm aici la oameni care nu cântă? Păi eu le-am dat aceeași notă la toți, că niciunul n-a cântat. N-a cântat. Bun, notele încep de la 1 la 10. Așa că nu se schimbă nimic. Mi-ar plăcea foarte mult să ajung în semifinală, dar doar din prisma provocării. Îmi plac probele care urmează, nu neapărat într-un câștig. Pur și simplu am drag de scenă și de tot felul de amalgamuri, de genuri și de provocări ieșite din comun. Domnilor și domnilor, vom afla în clipele următoare cine este ocupantul locului 4. Ne va spune acest lucru Bogdan Mihai Simion. Concurentul care va părăsi în această seară competiția Vedeta Populară este Diana Vinca din Neamț. Diana, îți mulțumim tare mult! Plec de aici foarte mândră că mi-am dorit foarte mult și am reușit să cânt ceea ce a vrut sufletul meu, nu neapărat ceea ce a dorit juriul. Și am plecat cu un bagaj de cunoștințe noi și, cel mai important, cu niște păreri valide, poate cele mai valide păreri de la cei mai importanți oameni. Locul al treilea. După notele juriului și mediile realizate pe toate cele trei probe, vom afla cine este ocupantul de la Elize Stan. În această seară, ocupantul sau ocupanta locului al treilea este... a
Adina Lezeu. Adina, draga noastră, îți mulțumim tare mult și noi te mai așteptăm. Și eu vă mulțumesc frumos și chiar vă mulțumesc pentru toate sfaturile primite în acest concurs. Mă bucur că v-am întâlnit, că mi-ați dat ocazia să vin pe această scenă și sper să vă mai întâlnesc. Și noi sperăm să te întâlnim. Mulțumim! Cele bune, cele bune, Adina. Bun. Alexandru și Cristina, între voi doi se dă lupta pentru următorul loc în semifinală, ultimul de altfel. Vom afla care este decizia juriului de la Grigore Leșe. Vă rog. În seara aceasta au fost concurenți buni și foarte buni. Câștigătorul acestei ediții este Alexandru Drăghici. Alexandru Drăghici merge mai departe în semifinală. Felicitări, Alexandru, microfonul îți aparține. Mulțumim, draga noastră Cristina. Ia uite, în sfârșit un flăcău, mă. Da. Un flăcău. Nu am pregătit nimic de spus. Mă simt mai degrabă ca la o victorie politică, electorală. E clar că e nevoie de un timp în care să rumeg informația. Dar oricum mă bucur și vă mulțumesc. Mulțumim și noi. Felicitări, Alexandru. Cristina, felicitări și ție. Succes în tot ceea ce vei realiza. La catedră și nu numai. Mulțumim din suflet. Mulțumim. Felicitări, Alexandru. Iată, mergi în semifinale. Este ultimul loc. Mulțumiri speciale sponsorului principal al emisiunii, Catena, farmacia inimii, care oferă și marele premiu de 100.000 de lei. Mulțumesc sponsorului nostru, Banca Centrală Cooperatistă, Credicop și băncilor cooperatiste afiliate. Săptămâna viitoare avem semifinale la Vedeta Populară. Câștigătorii edițiilor preliminare se vor lupta pentru cele 5 locuri din marea finală. Duminică seară, nu uitați, toată România e populară. Vă aștept săptămâna viitoare. Mulțumim tuturor! Bravo! E o bucurie foarte mare din punct de vedere al faptului că am la dispoziție o scenă, pentru că e de foarte multe ori frustrant pentru artiști sau, mă rog, pretendenți la statutul de artiști să n-aibă suficiente resurse ca să-și ducă ideile până la capăt. Scena că vreau, ai lumea la picioare. Bravo, felicitări! Catena susține obiceiurile, tradițiile și cântecele românilor. Farmacia inimii, Catena.